Potrivit organizatorilor campaniei de colectare, în 3 zile și jumătate s-au strâns în jur de 8 tone de produse alimentare neperisabile. Destinația finală este comuna Vidra din județul Vrancea, comună cu 9 sate și 8.000 de locuitori care așteaptă transportul din județul Hunedoara. Noi ne-am dorit o campanie efectiv cu scop umanitar și atât. Și mă bucur că domnul Dorin Gligor a avut această inițiativă și la ea s-au realiat sigur că toți colegii noștri, el a fost primul care a făcut donația. Așa, și de asemenea, deși condițiile au fost vitrege aici în jur și la noi a fost foarte frig, să știți că au fost câteva gesturi extraordinar de impresionante. De exemplu, din Simeria am primit 3,5 tone de alimente neperisabile pe care le-au colectat oamenii de la Poliția de Transport Feroviar și domnul Hrițac s-a mobilizat extraordinar și pentru acest moment, așa cum am mai făcut-o și în alte ocazii. De asemenea, din Orăștie am primit ajutoare de la cetățeni din Simeria și de la cetățeni din Deva. Organizatorii mai spun că au fost impresionați și de discreția devenilor. Au venit persoane în vârstă cu ce au putut, care efectiv au refuzat să-și declare identitatea, dorind efectiv să fie discreți. Dumnezeu vede faptele bune, așa au spus. Și asta a fost și esența demersului nostru, omenia. Nu contează de unde vin, nu contează, pe ce că atâta timp cât sunt legale, sigur că da, se obțin aceste lucruri. Important este ca ele să ajungă la oamenii care au nevoie de ele și să le folosească. În paralel se desfășoară și campaniile umanitare organizate de PSD și PC.